Da, da, da. Ați înmata. Da. Onorați oaspeți, stimați pedagogi, dragi elevi, dați-mi voie să vă fericit pe toți cu această frumoasă întâlnire, cu Sfintele Paște, de-am petrecut numai cer, să vă doresc la toți sănătate, fericire și ani mulți de viață. Nu degeaba se spune în popor că biserica, școala și limba sunt cei trei stâlpi pe care se sprijină neamul. Duminica am fost cu toții la biserică, la Sfânta Liturghie. Peste două zile ne-am adunat în lăcașul școlii, unde am petrecut toți cele mai frumoase amintiri ale copilăriei și adolescenței. Unde ne-am adunat astăzi trei generații. Noi, dumneavoastră, foștii noștri absolvenți, generația mijlocie, care sunteți în floarea vârstei, noi de acum, cum a spus scriitorul Ion Druță, suntem în ultima lună de toamnă, dumneavoastră sunteți în floarea vieții și acești boboci de floare care sunt copiii și nepoții noștri. Ne face plăcere că n-ați uitat de școală. Nu uită de școală nici foștii noștri elevi care acum sunt departe, peste hotare în țării noastre. Chiar de peste ocean ne vizitează, ne telefonează. Cu câțiva ani în urmă, fosta noastră elevă, Viorica Zavediuc, după familie Pițu Viorica lui Petrea, ne-a trimis la toți pedagogii câte un modest cadou. Nu constă în cadou acela. Dar ne-am bucurat toți că a fost o plăcere sufletească, o amintire. Ne-am bucurat faptul că fiind acolo de parte, toți și-au amintit de noi și nu ne-au uitat. Ne sună des fostul nostru elev, Davidian Vasile, al lui Aurel. Facem schimb de suveniri. Ne-a trimis fotografii frumoase cu frumoasa lui familie. Ne bucurăm că și lor le merge bine acolo și le dorim și în viitor să le meargă bine, să fie sănătoși, să nu uite de școală, de sat, de rudele care au rămas aici. Le dorim toate cele bune. Mulțumesc frumos colectivului organizatoric care au organizat această frumoasă întâlnire între pedagogi și foștii noștri elevi. Mulțumesc dumneavoastră tuturor care v-ați adunat la această întâlnire. Vă doresc sănătate, fericire, pace în casă și în suflet și numai bucurii în viață. Vă mulțumesc și vă iubesc pe toți! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!